Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La CTnews TV discutăm cu oamenii momentului, iar una dintre cele mai interesante subiecte, unul dintre cele mai interesante subiecte în această perioadă este cel legat de felul în care ne protejăm afacerile. Invitatul meu de astăzi este un specialist în acest domeniu și îmi face plăcere să-l am din nou alături pe domnul Marius Moga, care este tehnician de sisteme de securitate în cadrul Zip Escort. Bun găsit, domnule Moga. Bună ziua. Îmi face plăcere să discutăm astăzi despre modul în care Zip Escort reușește să protejeze bunurile personale, dar ați trecut deja la un alt nivel. Nu mai discutăm de oameni care sunt, eu știu, clasicul paznic, ca să zic așa, ci discutăm de sisteme smart, de sisteme video și așa mai departe. Toate aceste subiecte sunt în focusul nostru astăzi și aș vrea să vă întreb, în primul rând, Zip Escort știu că a lansat în urmă cu aproximativ un an, cred că aveți de când ați lansat acest serviciu de monitorizare video pentru persoanele juridice. Ce înseamnă mai exact acest sistem și cu ce ajută persoanele juridice acest sistem față de clasicul, eu știu, paznic sau, eu știu, bodyguard sau nu știu cum vrei să-i spui, agent de pază, da. A trecut un an și un pic de când am lansat serviciul de monitorizare video. Aceasta se bazează 100% pe inteligența artificială. Am niște camere care analizează în timp real ce se întâmplă în obiectiv și înlocuiesc cu succes agentul de pază clasic. Când vorbim de înlocuire, vorbim de, eu știu, constatarea unei eventuale probleme. Asta nu înseamnă că nu intervine niciodată un agent de pază, nu? Intervin echipajele de intervenție rapidă. Am înțeles. Sistemul funcționează în felul următor. Un obiectiv, se face o analiză a obiectivului, facem un proiect, se amplasează camerele, camerele se conectează în dispeceratul nostru video, ele transmit în timp real imagini către dispecerat și transmit alarme în momentul în care se detectează persoane sau mașini, vehicule, spre exemplu. Dispecerul analizează imaginea, vede ce se întâmplă în obiectiv, validează alarma, după care se trimite mașina de intervenție. Cât de importantă e partea asta de validare a alarmei? Pentru că știu că înainte existau și posibile alarme false și atunci aveți, eu știu, un consum de resurse, de oameni și așa mai departe. Plus costuri suplimentare pentru beneficiar. Absolut. Dacă omul, eu știu, echipajul sau echipajele sunt trimise la o intervenție, eu știu, care are potențialul să fie de amploare, automat nu mai ai atât de mulți oameni pentru alte intervenții care sunt cu adevărat importante. Și atunci cât de importantă e partea asta de eliminarea alarmelor false până la urmă? Foarte important. Este foarte important și pentru noi, pentru funcționarea sistemului și pentru beneficiar, pentru că alarmele clasice bazate pe senzori, care îmi transmit în dispecerat o alarmă simplă, spune, nu știu, s-a deschis o ușă, îmi generează o alarmă. Dispecerul trimite mașina de intervenție să verifice, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Pe partea de video, lucrurile stau un pic altfel, pentru că mie îmi vine alarma, iar dispecerul vede ce se întâmplă acolo și validează, îmi spune dacă într-adevăr este o alarmă reală sau este o alarmă falsă. Camerele filtrează până la 97, 98, 99% alarmele false și vin foarte rar alarme false, dar există posibilitatea, nu știu, odată la nu știu cât timp, să treacă o pasăre foarte aproape de o cameră și atunci să-mi genereze o alarmă. Dar dispecerul vede și nu trimite mașina. Este foarte important. Și în felul ăsta nu generăm costuri suplimentare pentru beneficiar. Da. În momentul în care un beneficiar înțelege aceste avantaje, cu siguranță va alege un astfel de sistem. Și aș vrea să vă întreb, primul lucru pe care trebuie să-l știe un proprietar de afaceri atunci când se gândește să instaleze un astfel de sistem, ce ar trebui să aibă el în vedere? Care sunt condițiile în care un astfel de sistem, de exemplu, poate fi instalat? Teoretic se poate instala oriunde. Marele avantaj al monitorizării video este că sistemul de supraveghere, paza efectiv, se face la exterior. Deci eu pot vedea în momentul în care un infractor sau un răufăcător sare un gard și pătrunde într-o curte. Nu așteptați până intră în clădire, exact. Efectiv. O alarmă clasică îmi generează alarma abia după ce intră în perimetru, adică îmi deschide o ușă, un geam. Deci se produce efracția. Noi suntem cu un pas înainte. În momentul în care a sărit gardul în obiectiv, deja îl vedem pe camere, îmi generează alarma, dispecerul trimite mașina de intervenție. Avem, deja am avut multe evenimente și faptul că băieții de la intervenție au ajuns într-un timp relativ scurt, au reușit să evite orice fel de stricăciune în obiectiv. Adică n-am mai apucat să pună ranga pe ușă, să strice o ușă sau să spargă un geam, să facă nimic, pentru că până a ajuns el lângă obiectivul pe care vrea să-l atace, mașina de intervenție a și ajuns la obiectiv. Era un film, se fenomenă cu vreo câțiva ani, cu răufăcătorii care erau prinși înainte să facă o faptă. Cam asta faceți voi, deja am ajuns în viitor. Bun, te gândești să instalezi un astfel de sistem, dar să zicem că ai o proprietate sau un business care este undeva în câmp, într-o zonă, eu știu, izolată. Poate fi instalat un astfel de sistem și într-o astfel de zonă izolată? Bineînțeles, avem obiective la distanță de câțiva kilometri de localități, de orice localitate. De ce ai nevoie ca să instalezi un astfel de sistem? Ai nevoie de conexiune la net, probabil. O conexiune bună la internet și curent electric. Și asta e tot ce ai nevoie. Exact. În momentul în care instalezi un astfel de sistem, eu știu, în funcție de ce se calibrează sistemul, de, eu știu, te gândești că ai nevoie de poate niște rutere mai puternice, un număr de camere și așa mai departe. Nu vreau să dăm din casă, pentru că nu vrem să dăm idei răufăcătorilor, dar vreau să explicăm oamenilor în ce constă un astfel de sistem sau, eu știu, la ce să se aștepte. Este vorba de un sistem compus din camere de la vederi. Noi folosim un anumit brand, mergem pe toată gama de produse de la brandul respectiv. Putem să-i dăm și numele, nu avem o problemă. Sunt camere de la Hikvision. Camere de foarte bună calitate. Da, cel puțin 4 megapixeli, camere care văd culori pe timp de noapte, camere cu inteligență artificială, NVR-uri cu posibilitate mare de stocare. Da? Pentru în felul ăsta oferim și beneficiarului posibilitatea să vadă de foarte mult timp în urmă. Deci omul evenimentele. Vede, eu știu, înregistrează camera, să zicem, și local acolo și oamenii văd și la voi în dispecerat, eu știu ce s-a înregistrat eventual. Toate imaginile se stochează local la beneficiar, noi nu facem stocare de imagini. Și în felul ăsta, eu știu, evitați, eu știu, alte probleme legale, e mai simplu așa. Da, dar este și foarte complicat în momentul în care, dacă ne-am apucat să facem noi stocare în la noi în dispecerat, e nevoie de multe hard discuri, servere și consum foarte mare de bandă. Internet, se consumă foarte mult internet. Bun, și atunci stocarea se face local, omul trebuie să știe să se aștepte că ar trebui să aibă și echipament de genul acesta, iar imaginile, eu știu, informația este trimisă în timp real la voi în dispecerat. Exact. Sunt oameni care monitorizează 24 din 24 aceste camere, sunt convins. Da. Există dispeceri video care stau și au grijă ca dispeceratul să funcționeze așa cum trebuie. Primul lucru la care se gândește omul este, ok, fac o investiție de genul ăsta, dar ulterior reduc cheltuielile cu paza umană. Până la urmă, ăsta este scopul. Și aș vrea să vorbim puțin despre aspectul ăsta. Evident, nu se poate cuantifica, eu știu, cât ar, sau nu știu, se pot cuantifica cheltuielile care sunt reduse. Sigur. Putem să discutăm despre ce procentaj, în ce procentaj poți să reduci astfel cheltuielile cu paza umană? În funcție de obiectiv, putem să ajungem și la jumătate, reducerea până la jumătate cu reducerea de costuri lunare. Iar investiția inițială se amortizează în primele 6 luni. Poate fi un astfel de sistem instalat în orice tip de obiectiv? Adică, nu știu, să zicem, ne privesc acum și proprietari de firme, dar știu, de exemplu, asociații de proprietari care au blocuri, sunt o grămadă de blocuri noi, chiar și în Mamaia și așa mai departe, care ar avea nevoie probabil de un astfel de sistem să fie instalat în locația respectivă. Vă puteți ocupa și de astfel de situații? Blocurile locuite nu putem să le păzim. Deci acolo este o limită pentru că e vorba de proprietatea, de, eu știu, de chestii private. Este și foarte complicat pentru că lumea circulă pe prin parcări. Eu pot să păzesc orice fel de incintă unde nu este nimeni. Cum ar fi un sediu de firmă, nu știu, ceva de genul ăsta. Da. Bun. Dacă vorbim de camere, ai spus că folosiți camere Hikvision. Camerele acestea au una dintre proprietăților foarte interesante și vreau să vorbim despre chestia asta, este aceea de a vedea culori pe timp de noapte. Cu ce ajută? Cu ce ajută pe voi să, eu știu, diagnosticați cu ghilimele de rigoare o eventuală, eu știu, efracție sau infracțiune acolo? Imaginea este mult mai bună. Deci în condiții de iluminare foarte, foarte slabă. Adică dacă eu în obiectiv nu am niciun proiector, camerele acestea sunt în stare să vadă color și văd foarte bine. Adică nu sunt întunecate, văd foarte, foarte bine, se văd ca ziua. Și atunci validarea alarmei este mult mai ușor de făcut de către dispatcher și de cameră. Camera este ajutată de această tehnologie și face analiza mult mai repede și mult mai corectă față de camerele clasice care vedeau alb-negru pe timp de noapte, folosesc infraroșu și atunci ele treceau într-un mod alb-negru. Probabil știți despre ce vorbesc. Da, 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 absolut. Trec, se vede, eu știu, da, e un fel de alb-negru. Alb-negru, da. Folosești un astfel de sistem. Te gândești că, ok, să zicem că aveți clienți care au sistemul clasic cu, nu știu, senzori de mișcare sau senzori de geam, de ușă și așa mai departe. Un astfel de sistem e deja nivelul următor. Ce se întâmplă în momentul în care intră cineva pe ușă, un răufăcător, să spunem, sau sare gardul? Care sunt pașii care se întâmplă în acel moment? Deci, dacă discutăm de monitorizarea video, e clar că eu o să văd infractorul în momentul în care a intrat în perimetru. Perimetrul consider curtea. Că este persoană fizică, că e persoană juridică, o curte. În momentul în care a intrat în curte, camera face analiza, îmi generează alarma, o trimite în dispecerat, dispecerul vede că este vorba de un infractor și trimite mașina de intervenție. Mai este un aspect foarte interesant care trebuie luat în seamă, faptul că la monitorizarea video, dispecerul poate să ghideze echipajul de intervenție în timp real, să-i spune exact unde este infractorul. Ah, asta e chiar interesant. Pentru că îl vede pe camere și spune, te duci acolo, direct, îi spune exact unde să se ducă. Băieții de pe intervenție cunosc foarte bine obiectivele, dispecerii la fel, știu cum sunt amplasate camerele și poate să-l ghideze, să-i spune exact unde este cel care a pătuns în perimetru. Vechiul sistem era în momentul în care senzorul te detecta, punea nu știu cum să-i spun, alarmă, ceva care făcea gălăgie, o sirenă. Da, da. Sistemul ăsta mai are o astfel de sirenă sau e totul silențios? Deci e totul silențios, infractorul e prins cumva, cum ar veni asupra faptei. Exact, da. Da. Ați avut, sunt convins, o grămadă de situații de genul ăsta. Știu că este greu să dăm exemple, dar, nu știu, poate ceva inedit din munca voastră, ce ați întâlnit în tot acest an, în perioada asta? Noi monitorizăm șantiere și am prins o grămadă de infractori care intră noaptea în șantiere. Caută, nu știu ce caută pe acolo. Și am prins, am avut un caz, spre exemplu, când au spart un perete de BCA cu barosul și am intrat într-o încăpere, unde, surpriză, noi aveam o cameră și am prins. Automat un senzor de alarmă, era greu să fie pus un senzor de mișcare. Erau și senzori, da. Era și un sistem de alarmă, dar aveam și o cameră acolo, în hala aceea. Și în momentul în care au intrat înăuntru, camera mi-a detectat infractorul și am trimis echipajul de intervenție. Am reușit să evităm furtul efectiv. O astfel de cameră detectează, nu știu, există camere cu termoviziune acum și așa mai departe. Folosiți și astfel de camere în sistemele voastre? Avem obiective unde avem camere cu termoviziune. La ce ar folosi, eu știu, care ar fi un avantaj suplimentar al acelor camere, de exemplu? Marele avantaj este că aceste camere pot face detecția indiferent de condițiile meteo. Nu contează că plouă, că ninge, că e ceață, că e noapte, că e zi, camerele văd la fel. Detectează la fel. Ați avut cazuri de genul ăsta în care oamenii au fost, eu știu, detectați cu mai mare repeziciune datorită unor astfel de camere? Sau nu s-a întâmplat până acum? N-am avut. Până acum n-am avut evenimente acolo unde sunt camere termice. Vreau să vorbim puțin de partea asta de detecție inteligentă. Cu ce face, eu știu, camera să fie mai inteligentă decât un simplu senzor de mișcare? Eu știu, poate să analizeze, eu știu, să spunem, dacă ți intră în perimetru un câine sau o pisică versus un om, poate să facă diferența între asta, de exemplu? Senzorii clasici detectează surse de căldură în mișcare. O sursă de căldură în mișcare poate fi și... Hai să vă dau un exemplu. Știți că toată lumea spune, mi-a dat alarmă în living că mi s-a mișcat perdeaua. Da, se întâmplă chestia asta. Se întâmplă, dar de fapt senzorul nu detectează perdeaua care se mișcă. Senzorul detectează un calorifer cald, iar perdeaua care se mișcă obturează la un moment dat acel calorifer și senzorul vede că a dispărut sursa de căldură. Și pentru el, el înțelege că este o sursă de căldură în mișcare. A apărut, a dispărut, s-a mișcat. Și atunci îmi generează o alarmă. Camerele de la vederi au un algoritm după care analizează imaginea și învață. Sunt camere care durează undeva între 4 și 6 săptămâni până reușesc ele să facă diferența între câini, cum ați spus. Câinii mai mici nu-i asum nicio formă, dar există câini mari, există ciobănești, sunt oameni care își protejează cumva proprietățile și cu asemenea câini. Da, au câini la 80 de kilograme, adică foarte mari. Și atunci camera învață ușor, ușor și își dă seama că este obiectul ăla mare pe care câinele ăla care trece pe acolo, știe, o să învețe și o să nu mai dea alarme la câine. Să-l ignore atunci când trece pe acolo. Și o să dea de fiecare dată când trece omul. Da. Aha. În astfel de situații, să spunem că o cameră din asta inteligentă, până când învață, dispecerul primește astfel de alarme. Da. Omul, eu știu, proprietarul afacerii primește și el alarmele respective în timp real. Da. Ați avut cazuri în care oamenii au zis, ok, mi-am montat sistemul ăsta, renunț la câine, să spunem, sau nu știu, îl duc la țară, îl duc la bunici și așa mai departe? Nu a fost cazul deocamdată. Pentru că, bani, după o lună de zile, maxim o lună, maxim 6 săptămâni, deja camera învață și nu mai dă alarmele. Oamenii care filtrează foarte mult. Oamenii care ne privesc sunt convins că se întreabă ce presupune un astfel de sistem de securitate integrat, pentru că voi nu vă ocupați, nu aveți o simplă cameră pe care oricine și-o poate pune. Sunt o grămadă de, eu știu, firme care pun camere și atât, dar voi faceți mai mult de atât. Aveți acel dispecer, acel dispecerat care monitorizează toate chestiile astea. Ce altceva mai face parte din acest sistem integrat? Noi folosim echipamentele la maxim. Deci folosim toate echipamentele exact pentru ce au fost create. Le punem în valoare, cu alte cuvinte. Folosim camerele, sunt NVR-uri specializate. În spate este dispeceratul, care este compus din foarte multe echipamente. Avem un video-all pe care sunt un televizor mai mare compus din alte televizoare pe care sunt afișate în timp real camerele, pe care îmi vin pop-up-uri cu alarmele. Dispecerul poate să vadă foarte clar ce se întâmplă în obiectiv pe un monitor de 140 de centimetri. Și atunci vede foarte bine detaliile respective. Da. Imaginea se mărește, vede în timp real exact ce se întâmplă acolo. Suplimentăm pe unde este cazul. Spre exemplu, avem niște curți, niște incinte unde am pus și PTZ-uri, camere pen and tilt and zoom, camere care se învârt 360 de grade, cum le știe lumea popular. Și se învârt ele singure sau sunt, eu știu, manevrate, sunt mișcate de un dispecer sau de cineva? În principiu sunt programate să facă anumite patrule sau sunt setate în așa fel încât în momentul în care o cameră detectează ceva, să se ducă singură pe zona respectivă, să facă un zoom, să urmărească. Dar și dispecerul are posibilitatea să ia frâiele camerei și să se vadă exact ce are nevoie. Da, dacă are mișcare într-un anumit loc, camera nu pleacă de pe locul respectiv, ci să o rămână cu ea acolo cumva, sau nu știu, să zic așa, în termeni populari. Da, nu, camera face singură ce are de făcut, dar în momentul în care a fost preluată manual, face ce îi spune dispecerul. Când o lasă dispecerul, ea revine înapoi la programul ei standard. Obiectivele pot fi diferite. Putem avea, eu știu, un șantier unde ai o grămadă de zone de camere și așa mai departe, sau putem avea un set de firmă care are un birou mare, cum este studioul nostru de aici. În cazuri diferite ai nevoie de configurații diferite și atunci cum configurați voi în funcție de obiectiv, eu știu, aceste sisteme? Care sunt, eu știu, diferențele pe care le-ai sesizat din acest punct de vedere? Din punctul meu de vedere, diferențe foarte mari nu sunt. Camerele trebuie să fie în principiu același. Folosim, bineînțeles, nu pot să vin cu o cameră de tip bullet de 40-50 de centimetri să vin să o pun într-un studio cum aveți aici. Atunci aici vin cu o cameră mai micuță, mai elegantă, mai... Sunt camere de interior și de exterior? Sunt ele diferite, să zicem? Sau... Nu prea mai există camere de interior și de exterior. Toate sunt făcute să reziste și la exterior. Toate aceste camere au nevoie de alimentare, sunt convins. Adică nu poți să mergi pe o cameră care are baterii sau au apărut acum camere cu panouri solare sau știu ceva de genul ăsta. Deci te bazezi pe alimentare continuă, nu? Da. În cazul în care vine un răufăcător și, nu știu, să spunem, vrea să intre într-o incită și taie un cablu înainte de curent, cum asigurați, eu știu... Acum 2 săptămâni am avut, 2 sau 3 săptămâni am avut un incident, au pătruns într-o curte pe care o păzim noi și... Primul lucru care l-au făcut, s-au dus și au tăiat 2 camere, le-au tăiat de pe perete. Pe lângă faptul că până au ajuns ei la camere să le saboteze, eu deja am avut alarmele generate de ei, am alarmă și în momentul în care îmi sabotează camera. Deci dacă se schimbă scena pe care o vede camera, îmi generează o alarmă dispecerată. Dacă nu mai am imagine de pe o cameră, îmi generează o alarmă dispecerată. Iar toate alarmele astea sunt tratate la fel de câte dispece. Adică se trimite mașina de intervenție să verifice ce este în obiectiv. Aveți și sisteme de securitate wireless sau sunt toate cablate? Nu, totul este cablat. Totul e cablat. În momentul în care, eu știu, să spunem că pică curent într-o zonă, se întâmplă, sunt avarii de la, eu știu, ENEL sau rețeaua de distribuție a energiei. Ce se întâmplă în acel moment? Există un backup, un UPS sau ceva de genul ăsta? Peste tot unde sunt probleme se instalează UPS-uri. Sunt UPS-uri mari care îmi asigură funcționalitatea câteva ore bune. Am înțeles. Și în astfel de cazuri aveți siguranța că sistemul funcționează în continuare. Foarte important, Bun, ne apropiem de final și aș vrea să vă întreb, instalați astfel de sisteme și la persoane fizice? Pentru că oamenii care ne urmăresc sunt convins că spun, mi-ar folosi și mie, poate am valori în casă, poate am, eu știu, vreau să-mi știu copiii în siguranță. Și atunci, cum vă adresați, eu știu, și persoanelor fizice pe lângă persoanele juridice? Da, avem și persoane fizice pe care le monitorizăm. Este exact aceeași. Nu faceți diferență între un client, eu știu, sau diferențele sunt date poate doar de numărul de camere la un obiectiv mai mare. Exact, aici e diferența, Diferența o face numărul de camere. O curte clasică ar trebui să pună, nu știu, 4, 5, 6 camere maxim. Când vorbesc de o hală undeva, deja discutăm de 10, 12, 15, 20 de camere. Depinde de obiectiv. Am avut obiective unde am început cu 8 camere, spre exemplu, și oamenii au văzut eficiența și am ajuns la 16 camere. Și au scos se poate mări un astfel de sistem în timp? Și au scos toate posturile fixe de pază. Și au rămas doar pe inteligența artificială și păzim curtea din dispecerat. Marele avantaj e că putem să facem monitorizarea aceasta oriunde. Adică acum facem la Tulcea, Constanța, Megidia avem obiective, Tuzla, Ciobanu. Suntem oriunde putem să facem. Oriunde putem să facem intervenție, putem să facem și monitorizare video. Pentru asta aveți nevoie de un dispecerat local și de echipe în zonele respective. Bineînțeles, în port am intrat, avem câteva obiective. Da, e bine că acest sistem se extinde și oamenii înțeleg avantajele lui. Cu cât timp înainte trebuie să se gândească oamenii? Ok, ne-am văzut, au urmărit emisiunea, sunt interesați de un astfel de sistem. Cât timp ar trebui să-și rezerve pentru instalarea unui astfel de sistem și, nu știu, aprecierea a ta sau, eu știu, a echipei tale în privința obiectivului? Să-și ia ceva timp înainte pentru a se pregăti pentru un astfel de sistem? Nu durează foarte mult. Important e să luăm legătura, ajung în locație, văd despre ce este vorba, se face un proiect, se face o ofertă. Și de aici lucrurile decurg foarte, foarte simplu din punctul meu de vedere. Pentru că în momentul în care ajung într-un obiectiv unde există pază umană, în momentul în care vin cu oferta de preț și oferta tehnică, se va vedea foarte clar economia pe care o va face și majoritatea au ales varianta aceasta cu pază electronică. Este mult mai eficientă și își dovedește efectivitatea eu știu, eficiența de cost în timp. Asta e cel mai important aspect. Și alarmele nu mai sunt false și atunci e un mare plus pentru cei care au business-uri de genul acesta. Gândiți-vă că înlocuiesc un post fix cu 10 camere, să zic. Postul acela fix, să zicem că păzea o hală care are 100 de metri pe 50 de metri, să zic. Nu are cum fizic agentul de pază să fie peste tot în același timp, să vadă ce se întâmplă. Corect. Și mai e un aspect foarte important. Atunci când îți vin 10 răufăcători peste un agent de pază, atunci chiar se dovedește ineficiența omului respectiv. Nu pentru că el nu ar fi, eu știu, un bun luptător, să spunem, ci pentru că e imposibil să faci față chiar și la 3 persoane, păi la 10. Camerele sunt în permanență, îmi văd tot obiectivul. Asta este un mare avantaj. După aceea ați spus și ați punctat foarte bine cu numărul de infractori. În momentul în care dispecerul vede că sunt 10 inși, știm și noi să trimitem 5 echipaje de intervenție. Să încercăm să echilibrăm puțin lucrurile. Pentru că e, dacă au sărit gardul 3, 4, 5, 5, putem să trimitem un singur agent de pază acolo să... E inuman. Nu se poate face așa ceva. Și atunci se calibrează. Trimitem 3 echipaje, 4 echipaje, cât avem nevoie. Echipajele ajung acolo, eu știu, probabil în distanță de minute sau ceva de genul ăsta. Și atunci, cu siguranță, dacă îi vedeți când intră în incintă, nici n-apucă să fure sau să distrugă ceva. Exact. Și echipajele sunt acolo. Da, n-au apucat. Din toate alarmele pe care le-am avut pe dispeceratul video, nu au apucat să fure nimic. Există și, eu știu, dezavantaje sau, eu știu, avantaje pe care le are sistemul clasic mai mult față de acest sistem, sau n-ai reușit să descoperi așa ceva până acum? Eu nu cred că există un dezavantaj. E tehnologie, trebuie să o folosim. Inteligența artificială trebuie să o folosim. Avem numai avantaje. Pe lângă costurile, eficiența de cost per total lunar, mai există și eficiența de care vă spuneam mai devreme. Camerele sunt peste tot și văd simultan toate unghiurile. Îmi generează ele alarma. Nu sunt numai avantaje. Trăim în viitor, trebuie să ne folosim de acesta. Trebuie să folosim tehnologia, da. Domnule Moga, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc putere de muncă pentru a realiza toate solicitările pe care le aveți și pentru ca, eu știu, în felul acesta cât mai mulți proprietari de business-uri să se bucure de avantajele tehnologiei. Mulțumesc frumos pentru invitație și, Doamne, ajută să fie bine. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de la CTnews TV. Eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Florin Boboc. Până data viitoare vă doresc o zi mai bună.